Paște fericit tuturor! Cu ocazia venirii sărbătorilor pascale am pregătit pentru voi un scurt videoclip în care am să vă arăt cele 3 tipuri de oameni pe care probabil și voi i-ați întâlnit zilele astea. O să regretați! Plecați cât mai e timp! Ăla care ia ciocnitul olor prea în serios. Sal, vrei să ciocnești un om cu mine? Hai te rog eu! Uite, îți dau eu unul la cănai! Haide! Ok. Poți să dau de sus? Hai că deja ai neștiptit oul meu, regulile mele! Cristus a înviat! Adevărat a înviat? Cioc! Da! Am câștigat! Oul meu încă nu s-a cărpat, deci îmi pare rău, dar de fapt ai pierdut. Ce? Cum? No! Ăla care zice, pot să ciupești un pic din salata de beof și halește toată masa! Cumva mai mănânci aia, nu? Bine. Auzi, dar aia mai mănânci? Văd că nu mai ai pus gura pe pulpa aia de pui. Te super dacă o iau eu. Ăla care, oricând l-ai întrebat dacă mai vrea ceva, răspunde cu parcă ar mai merge un păhărel, taică. Unchiule, mai vrei ceva? Parcă ar mai merge un păhărel, taică. Peste o oră. Altceva mai vrei? Parcă ar mai merge un păhărel, taică. Peste 3 ore. De data asta poate ceva de mâncare? Parcă ar mai merge un păhărel, taică. Allahu Akbar. Peste 10 ore. Nino, Nino, Nino. Domnule, sunteți bine, spuneți ceva. Parcă ar mai merge un păhărel, taică? Scoateți-l de la aparate. Sper că v-a plăcut tuturor. Asta a fost o micuță parodie legată de Paște. Sper că a ieșit cum trebuia și sper că am reușit să mă exprim cu toată ura față de acele persoane. Iar pentru fiecare persoană care cu adevărat a dat un like până la urmă, va primi din partea casei păhărel, taică? Nu, nici un păhărel, băciu, dracu! Apropo, parodia animată full, nu ca asta așa pe scurt, legată de televiziunea din România, o să apară zilele astea, așa că fiți cu ochii în patru. Nu beți copii. Nu faceți. Nici măcar un păhărel? Nu! De data asta poate ceva de mâncare? Parcă ar mai merge un păhărel, taică. Allahu Akbar.